Acum, e un personaj controversat în sensul că unii dintre voi o pot considera, iertați-mă, nebună. Dar, atenție, nebună, nebună. Până acum, cel puțin, tot ceea ce a spus Maria Gheorghiu legat de România și nu numai de România s-a adeverit. De aceea, în această seară, suntem acasă la Tecuci și la doamna Maria Gheorghiu, cea care scrie pe blog lucruri pe care dumnea ei le vede, are un fel de flash-uri, o să înțelegeți în seara asta ce se întâmplă să vadă astfel de lucruri și aș vrea să luați ceea ce vi se pare important din discuția mea cu Maria și să nu încercați să judecați lucrurile pe care nu le înțelegeți. E doar un sfat. Maria, bună seara! Bună seara, Am Mirela! făcut un intro mai lung, că normal, discuția din această seară, în mod cert, probabil că o să deranjeze pe unii Așa care nu este. vor înțelege sau care vor râde așa cum au făcut și De obicei, alții, ca de ca de obicei. obicei, ca Dar de tu ești obicei. proiect, tu nu ai nicio problemă. Nu, absolut nicio problemă, nu mă afectează răutățile oamenilor, pur și simplu sunt doar niște răutăți, ceea ce spun ei. Sau din neștiință Deci tu spun toate astea. nu-i judeci, Nu, nu e supărată eu mă rog și pe ei. pentru acești oameni care nu trebuie neapărat să mă creadă pe mine, nu. Trebuie doar să cerceteze ceea ce eu spun, să vadă dacă se împlinesc sau dacă nu se împlinesc. Și dacă nu se împlinesc sau li se pare lor ceva că nu este adevărat ceea ce spun eu, ar trebui să se abțină de la jigniri, de la a pune etichete. Asta îmi doresc. Da, așa e și civilizat să faci. Bine ați venit în casa mea, Bine te-am Mirela. găsit, ai Mă bucur făcut un tare mult. cozonac extraordinar de bun, Mă acum bucur dau tare din mult. casă. Eu n-am mâncat, domnul doctor, știți dumneavoastră care, Florin Bălănică, nu am pus gura jur pe cozonac. S-a împlinit colectivul, s-a Așa e. împlinit Apuseniu, s-a Da. împlinit Nisa. Da. Ce s-a mai împlinit din ce ai scris tu, Maria? S-a mai împlinit multe, deci a fost și cu tremurile, dacă vorbim de Da, ele, cu care tremur, se da, corect. întâlnesc unele după altele. A fost și la Bruxelles, când a fost atunci atentatele Atentatul, da. celor. De curând am scris un articol chiar ieri în care scriam despre intemperii provocate și incendii în tren și chiar la câteva ore o locomotivă a luat foc. Bun. Deci Hai să toate luăm se adeveresc în timp. în timp. Hai să Da. luăm cu începutul, Maria. Cum ai defini tu acest, e un har sau e o povară, ceea ce ți se arată ție? Ceea ce eu trăiesc nu poate fi nici de cum o povară. Este un har dumnezeiesc. Asta nu înseamnă că nu pot fi un om obișnuit. Sunt și mamă, sunt și soție, am și serviciu, eu gătesc, eu calc, eu fac toate în casă, iar seara, după ora 21, mă retrag în În camera această mea, cameră, da. în altarul meu mic, altarul sufletului meu, mă retrag aici și scriu ceea ce ziua sau noaptea am scris în, chiar am aici un caiet, în caietul meu de suflet. Vreau să vă spun că eu dorm cu caietul sub căpătâi, cu Biblia la căpătâi și cu caietul. Deci, totdeauna, când, chiar dacă dorm, o lumină puternică mă trezește și atunci trebuie să văd. Și majoritatea lucrurilor eu văd cu ochii închiși. Deci, acum eu, dacă închid ochii, Ce vezi acum? deci vă văd o capeț, o aură verde deschis. Chiar vă văd Asta e bine ora. sau e rău? E bine, asta înseamnă viață. Doamne ajută la toată Da. lumea. Și deci aș vrea să fiu înțeleasă de toată lumea. Am văzut scrie și în presă, în mass media, că eu le văd în vise. Nu. Visul este vis, dar nici nu am timp să visez. Nu. Eu le trăiesc ca Evea. Exact cum noi vorbim acum. Deci putem să. Eu pot să vorbesc cu tine, Mirela, dacă îmi dai voie să Te spun rog, așa. pe așa am stabilit. Așa. Și pot să văd ceva în spatele meu, sau pur și simplu pot să văd ceva ce se întâmplă în America. Deci ce vrea bunul Dumnezeu și Vezi vrea să acum vadă. ceva, Maria? În momentul ăsta când stăm noi de vorbă, Nu, deocamdată nu văd nimic. Deci, dar îmi promiți că dacă în timpul interviului vezi ceva ne și sigur, spui, absolut, bun. da. Hai să vedem de unde îți vine ție această capacitate. E o capacitate extrasenzorială pe care oamenii ceilalți sau marea lor majoritate nu o au. Încă de mic copil, noi am fost 9 frați la părinți. Spun am fost fiindcă unul nu mai este, Dumnezeu să-l Dumnezeu ierte. să-l ierte. Așa. Aveam capacitatea asta de a, atunci când venea cineva la noi, sau urma să se întâmple ceva, îi spuneam mamei, vezi că o să vină cineva, sau vezi că o să se întâmple ceva. Și se întâmpla, pur și simplu. Încă de mic copil. Dar atunci nu le luam ca niște, eram copil, nu le luam ca niște revelații, ca niște trăiri, ci pur și simplu le luăm ca niște întâmplări. Dar nu ți-e frică Și să vezi toate lucrurile astea, Maria? nu, chiar dacă sunt cutremure, chiar dacă sunt atentate, deci le văd
Și în momentul în care le văd când sunt cu atentate sau crime, scriu și lacrimile încurc și roaie. Și atunci îl întreb pe Dumnezeu un gând, Doamne, de ce trebuie să se întâmple? Bun, deci de mic copil ai avut capacitatea asta. Când ți-ai dat seama prima oară că ceea ce vezi tu este important să și scrii? Adevărat că tu atunci când scrii nu ne spui și ce să facem ca să nu se întâmple și nici n-ai avea cum să ne spui pentru că ele sunt date. Fiecare articol al meu se încheie așa. Să ne rugăm la Dumnezeu și la Măicuța Domnului ca să nu se întâmple ceea, să nu lase, să nu îngăduie să se întâmple această nenorocire. Dacă suntem mai buni, dacă ne întoarcem la credință, dacă mergem la Sfânta Biserică, mergem la preot, ne spovedim, ne împărtășim, Dumnezeu vede silința noastră, dragostea noastră divină și ne poate amâna. Îmi spuneai că România va fi locul în care Iisus va veni a doua oară, facem o paranteză și ne întoarcem după aceea la calitățile tale. De ce a ales Dumnezeu România? Încă de câțiva ani în urmă am primit mesaj și vreau să vă spun că așa cum auzim noi un răsunet, răsuna și cerul și pământul și spunea România va fi viitorul al doilea nou Ierusalim. Și de curând în aprilie am fost la Ierusalim pentru prima oară și acolo ajungând încă din prima noapte, pur și simplu, chiar dacă nu văzusem niciodată Ierusalimul, nici Mormântul Sfânt, în momentul în care am ajuns la hotel și vreau să mă odihnesc, am închis ochii și s-a deschis cerul. Ce înseamnă că se deschide cerul? Exact cum am ieșit afară și am privit cerul cu stelele. Îl vedem. Deci eu vedeam asta și am văzut toate străzile Ierusalimului înainte ca eu să le văd și Sfântul Mormânt. Așa, și tot, fiecare stâlp, fiecare hotel, tot avea tricolorul României. Absolut tot. Ce înseamnă, de ce ar fi ales Dumnezeu România Maria? Pentru că până la urmă poporul ales, știm, cu toți este Israelul. Am scris de multe ori pe blogul meu, Dumnezeu există mărturii, glasul Mântuitorului. Spunea, poporul ales este poporul român. Să nu se atingă nimeni de român, căci este poporul care sfințește. Suntem noi mai credincioși decât alții, Maria, că așa dacă te uiți cu o privire de ansamblu, nu prea îți dai seama de asta, că suntem, avem invidii, avem tot felul. Știm cu toții că România este de mult grădina Maicii Domnului. Eu am văzut grădina Maicii Domnului în trăirile mele. Da, poporul român este un popor mai credincios, este un popor cald, un popor primitor, chiar dacă sunt și oameni care sunt altfel decât cei primitori, dar pături fără uscături nu există. Încercăm prin credință, prin dragoste, chiar dacă cineva ne face rău sau ne spune ceva, un cuvânt care nu ne place. Deci trebuie cu Duhul blândeții să-l îndreptăm și pe acesta și ne rugăm la Dumnezeu ca să ilumineze și lui mintea și să vadă adevărul. Ce înseamnă că Iisus va veni pentru a doua oară pe pământ în România? Adică cum mi va veni? Arătat, ce mi ai văzut? S-a arătat cum cerul nostru este cerul care îl vedem. Exact cum am deschis două uși lateral, deci așa s-a deschis cerul și vedeam cum Iisus Hristos îmbrăcat în veșminte albe, s-a făcut o scară de la cer la pământ, o scară, o trepte de flori. Erau numai flori aștenute, fiecare treaptă era făcută din flori. Și de-a stânga și de-a dreapta avea sfinții săi, așa, și Iisus Hristos cobora în jos spre pământ românesc. Și atunci am auzit glas din cer, România va fi viitorul al doilea nou Ierusalim. Iisus Hristos va veni la poporul său ales. Se pot verifica acestea pe blogul meu, care am scris multe articole. Noi n-am venit să te verificăm, noi am venit tocmai pentru că am văzut ce ai scris pe blog. Pentru și telespectatori. Exact, exact. Bun, deci să ne întoarcem. După copilăria în care ți-ai dat seama că vezi niște lucruri și nu-ți puteai explica, când a fost momentul în care ți-ai dat seama sau ai și spus că niște lucruri se vor întâmpla? Că pe blog nu scrii de mult. Pe blog scrii de câțiva 2012, ani. La final. Încă eram copil, încă nu eram la școală. Să încep cu mica partea asta care îmi place mie foarte mult. Și mama și tata mă culca, fiind prima fată, mă culca între ei. Și în momentul în care au stins lampa cu gaz, că pe atunci erau acele lămpi cu gaz. Cu paițele, da. Așa. Eu, fiind între ei, scoteam mânuțile afară din plapumă și vedeam cum din cer era, se făcea un tunel albastru-violet îmbrăcat în stele special pentru mine. Din cer cobora un astfel de tunel și prin tunelul acela cădeau tot felul de sfere de toate culorile curcubeului și veneau spre mine. Și eu scoteam mânuțele și mă jucam cu ele.
Mama și tata, văzând că eu mă joc, orice părinte ar acționa astfel, zice, bagă mâini în plapă, încercă, lasă-mă să mă joc, lasă-mă, ei nu înțelegeam. Și eu, într-adevăr, mă jucam cu ceea ce Dumnezeu mi-a arătat. De aici a început, când eram copil. Chiar dacă după aceea viziunile, visele, cum le credeam eu atunci, au continuat, le-am luat ca niște întâmplări sau ca niște vise. Ceea ce a determinat să-mi dau seama că, de fapt, nu sunt niște vise, ci sunt doar niște revelații, niște trăiri, a fost în 1997, în iulie, pe 27, când soțul meu a primit ani de acasă, unde, pe la ora 14 m-am culcat, era duminică, și am avut un vis. Se făcea curtea mamei mele de acasă, eu am zis că este vis, deci nici acum, nici atunci nu știam că e trăire, și în curte era sora mea mai mică, mama mea și Dumnezeu să ierte, și fetița sorei mele, care avea doar 3 anișori, care era în brațele la mama. La un moment dat, văd cum mama, pur și simplu, ies să se desprinde din trupul ei în curte acolo, o siluetă, exact cum este trupul omului, o siluetă cum este roa de pe iarbă. Așa, cu picioare, cu mâini, se desprinde și pleacă în văzduh și rămâne doar sora mea și fetița încă nu era. Sună telefonul pe la 4 și ceva și răspunde soțul meu și îl auzeam la telefon spunând da, da, da. În momentul în care închide telefonul, zic că era mama, nu? Zice da. Zic a murit. Dar de unde știi? Zic că am avut un vis și am explicat și lui visul acesta. Într-adevăr, a murit într-un accident de mașină, nu din vina ei, dar acum nu mai căutăm vinovații. Și fetița, faptul că nu era în curte, fetița era când, în momentul accidentului în lanul cu porumb. Deci sora și fata au rămas, iar mama se epuizează prin acel fum alb. Asta a fost prima oară? Asta a fost prima oară. Când soțul v-a trimis la psihiatrie? Sau nu atunci? Nu atunci, nu. Mai încoace am cercut. Am vrut să-i spun ceea ce eu trăiesc, mai încoace. Așa, asta a fost prima oară a fost cu prima mama. Oară. Dar înainte cu 2 ani de a se întâmpla cu mama, am uitat să vă spun, a fost cu bunica după mamă. Mă sună mama, Dumnezeu să ierte, și spune, zice, știi, Maria, a murit bunica. Și eu zic, da, știu, zic, nu-i nevoie să-mi spui, dar de unde știi? Zic, am visat. Deci și atunci ziceam că am visat. Deci din 97-95. Și zic, stai să spun cum am murit. Și i-am spus, zic, bunica era în curte, ducea o găleată cu cenușă și pur și simplu s-a împiedicat, zic, și a murit cu gura în cenușă. Și zice, sigur nu te-a sunat cineva? Zic, nu, e prima oară, zic, când îți deci spun. Nu v-au crezut inițial nici apropiații, nu, familia nu, și... Nu, nu, nu m-au crezut, nu. Iar cu soțul, când am încercat, eu cu soțul meu ne înțelegem foarte bine, ne iubim ca în prima zi, deci nu, numai să nu abordăm partea aceasta care eu o trăiesc. Deci încolo suntem, zic eu așa, un cuplu minunat, un cuplu binecuvântat de Dumnezeu și de Maica Domnului, da. Da, într-adevăr, când am încercat să-i spun ceea ce trăiesc, a zis, nu se poate. Nu, nu, tu nu ești sănătoasă la cap, trebuie să mergi la un psihiatru. Și zic, știi ceva, te rog frumos, zic, eu am încercat să-ți spun ceea ce eu trăiesc. Dacă tu crezi bine, dacă nu, tot bine. Da, și în acel, după câteva zile, am primit un, că mulți mă întreabă și aș vrea să lămuresc acest lucru, că zice, cum pot să văd toate astea noaptea dacă eu dorm lângă soțul meu? Nu, fraților, stăm în casă, ne înțelegem cel mai bine, ne iubim sufletește, ne respectăm, deci avem un trai minunat, așa, dar în momentul în care primim mesaj de la Dumnezeu și a zis, trebuie să stai complet singură, atunci am luat hotărârea și i-am spus soțul meu, fiindcă am aceste trăiri, zic, nu te supăra, zic, dar eu vreau să stau în camera mea pentru a le scrie. Bineînțeles că nu m-a băgat de seamă și a luat-o așa, ca pe o glumă. Ca pe o glumă. Ca pe o glumă, da. Și, bineînțeles că m-am dat în camera mea, uite, asta este, dar asta nu înseamnă că nu gătim, nu mergem la plimbare, nu ne bucurăm, dar trebuie să am ales în momentul acesta între a trăi cu soțul meu ca frate și soră și ai slujit lui Hristos, a scrie tot ceea ce El mi-a poruncit într-o zi și am scris pe blog, să scrii tot ce vezi și tot ce ai să auzi. Ori eu dacă aș fi dormit noapte de noapte cu soțul meu, cum este și firesc, astăzi nu aș mai fi avut ce să scriu.